urmează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea dremăritorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile prea curate, stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereșnii trupești puteri, cu rugăciunile cinstitului măritului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu ale sfinților măriților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale celor între sfinți părinților noștri și mari dascări ai lumii și erari, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, cu ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhi Alexandriei și ale sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, cu ale celor între sfinți părinților noștri, Nicolae, al mirelor Lichiei, Spiridon, al trimitundei făcătorilor de minuni, Calinic Cernicanul, Iosif cel Noiore și Sava, și cu ale tuturor sfinților, sfințiților erari, cu ale sfinților măriților și marilor mucenici Gheorghe, purtătorul de virință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratila și Ioan cel Nou, cu ale sfântului sfințitului mucenic Harolambie, cu ale sfântului marilor mucenic Nichita Romanul, cu ale sfinților mucenici Serghe și Vah, Ioan Valahul și Oprea, și cu ale tuturor sfinților bunilor viitori mucenici, cu ale sfintei mucenițe Filoteia, cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Grigorie de Capolitul Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, și cu ale preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cu ale sfântului Apostol Ania, unul din cei 70, și acuviosului părintului nostru Roman, făcătorul de minuni, a cărui pomenire o săvârșim, cu ale sfinților și dreților dumnezeiești, părinții Achim și Ana, și cu ale tuturor sfinților. Rugăm-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși care ne rugăm ție și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru poporul român, credincios de pretutindeni și pentru armata țării, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Iacoviosul, Părintele nostru, Stareț, Protosinghelul Vasile și pentru tot soborul acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia, a sfintei mănăstiri acesteia și a celor ce viețuiesc întrânsa, și pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor ce cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frați ai noștri, pentru cei trimiși și pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor ce mai înainte s-au mutat într-o bună credință, părinți și frați ai noștri de măritori, care odihnesc ca ei și pretutindenea.
pentru izbăvirea celor obiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt locașul acesta, să zicem. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, sfântă mănăstirea aceasta, țara aceasta, și toate orașele și satele, de ciumă, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și les neiertător, să fie nouă bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată lumina care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi din ustrăia lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru că ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Între Sfinți Părinților noștri, Nicolae Episcopul Milor, Mică, Făcători de Minuni, Părinților Nicolaos cel Nou, Iurei și Sava, Părinților Sfinților, Sfinților Ierari, ale Sfinților Măriților, Marmucești Gheorghe, Purtător de Mință, Dimitrie Zvărător de Mir, Teodor Chiron, Teostratilas și Ioan cel Nou, ale Sfântului Sfinților Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenic Serghe și Vah, Ioan Valavul și Oprea, ale tuturor Sfinților Bune, Iubitor Mucenici, ale Preacuvioșilor de Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigor de Capolitul, Sfinții din Pesonovi, Saron și Sofronie, ale Preacuvioasei Maicii noastre Paraschiva, ale Sfântului Cananiia, ale Comunilor Săvârșim și ale tuturor Sfinților, Dreților și Dumnezeu și Părinții Ochimșoane, ale tuturor Sfinților Tăi, bine primită pe rugăciunea noastră. Amin. Dorește iertare greșelilor noastre. Amin. Doamne, miluiește pe noi și numea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și de oameni iubitori. Decât heruvim, David, mai mult decât
Bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemn. Și le înmulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în mănăstirea aceasta, în țara aceasta și în toată lumea ta.
și pe credincioșii robii Tăi care vor gusta din trânsele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului, de viață Mâncătorului Tău, Amen.
iată, ai socotit, fiule, să te apropii și să slujești Domnului, deci de voiești a te face monah, mai înainte de toate, curățește-te pe tine de toată întinăciunea trupului și a Duhului, săvârșind sfințenie întru frica lui Dumnezeu. Câștigă-ți smerită cugetare, prin care moștean te vei face al veșnicilor bunătăți. Leapă de îndrăsneala obiceiului celui lumesc. Ascultare să ai către toți, fără cârtire să fii în slujbele cele rânduite ție, în rugăciune să fii răbdător, în privegheri nu pregeta, în ispite nu te mâhni, în postire nu slăbi și cunoaște că prin rugăciune și postire se cuvine a îmblânzi pe Dumnezeu. În neputințe și boli nu te împuțina, păzește-te dar și de viclenele gânduri, pentru că nu va înceta vrăjmașul să-ți aducă aminte de viața cea lumească și să-ți facă urâtă viața cea îmbunătățită. Deci se cuvine, dacă ai început a călători pe calea ce duce la împărăția cerurilor, să nu te întorci înapoi, pentru că nu vei fi îndreptat către împărăția cerurilor. Deci, să nu cinstești ceva mai mult decât pe Dumnezeu, să nu iubești nici pe tată, nici pe mamă, nici pe frate, nici pe cineva din ai tăi, nici pe tine, să nu te iubești mai mult decât pe Dumnezeu, nici odihna sau cinstea de orice fel ar fi, de sărăcie să nu te ferești, nici de reaua pătimire, nici de defăimarea oamenilor sau de altceva care socotește a fi cu anevoie, că vei fi oprit de a alerga în urma lui Hristos, ci totdeauna să cauți spre bunătățile cele ce au viețuit, celor care au viețuit după Dumnezeu într-o nădejde, și să-ți aduci aminte de toți mucenicii și cuvioșii cei din veac, care cu multe sudori și dureri și cu nenumărate sângiuri și morți au câștigat acestea. Fii treaz în toate, pătimește îndelung ca un bun ostaș pentru Mântuitorul Hristos, care bogat fiind într-o milă pentru noi a sărăcit, făcându-se ca noi, ca să ne îmbogățească cu împărăția Lui. De aceea se cuvine ca și noi să ne facem următori ai Lui și pentru dânsul toate să le răbdăm, sporind în poruncile Lui ziua și noaptea. Pentru că însuși Domnul a zis, de voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, adică să fie gata de-a pururea până la moarte către împlinirea poruncilor Lui. Pentru că prin a flămânzi și a înseta și a fi gol și dosădit și batjocorit și ocărât și gonit și de multe alte întristări și necazuri înconjurat, se închipuiește viața cea după Dumnezeu. Și când toate acestea le vei pătimi, bucură-te, zice Domnul, că plata ta multă este în ceruri, întru Iisus Hristos, Domnul nostru, căreia se cuvine slava în veci. Amin. Toate acestea le mărturisești așa în nădejdea puterii lui Dumnezeu și te îndatorezi a stărui în aceste făgăduințe până la sfârșitul vieții cu darul lui Hristos? Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, preasfințite stăpâne. Întru tot înduratul și mult milostivul Dumnezeu, Cel ce preacuratele îndurările neurmatei sale bunătăți le deschide celui ce se apropie de dânsul cu dorire și cu dragoste fierbinte. Cel ce a zis, mai degrabă va uita mama pe fiii săi decât te voi uita eu pe tine. Cel ce știe și dorul tău și adaugă la acest gând al tău și puterea sa spre împlinirea poruncilor lui, să te primească, să te îmbrățișeze, să te apere, să te facă, să se facă pentru tine zid tare împotriva vrășmașului, piatră de răbdare, pricină de mângâiere, dătător de tărie, câștigător de suflet bun, împreună nevoitor în bărbăție, împreună culcându-se și împreună sculându-se cu tine, îndulcind și veselind inima ta cu mângâierea Sfântului Duh. Învrednicindu-te pe tine, mântuire prin întruparea Hristosului tău, primește pe robul tău, Dumitru, care a lăsat poftele cele lumești și pe sine și s-a dat ție stăpânului jertfă vie bine primită. Ridică de la dânsul toată pofta trupească și gândurile cele nesocotite, ca prin lepădarea părului celui nesimțitor să lepede și necuvântătoarele cugete și fapte și să se învrednicească a lua asupra sa jugul tău cel bun și sarcina ta cea ușoară, și să-și ia crucea sa și să urmeze ție stăpânului.
Păzește-l pe dânsul întru sfințenia ta și dăruiește lui gând bun spre paza sfintelor tale porunci, împreună numărându-l pe dânsul la vreme bineprimită cu ceata aleșilor tăi, cu darul și cu iubirea de oameni a unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh. Acum